Eva stătea drept în mijlocul camerei de zi. Își puse ambele mâini pe șolduri. Fața era nemulțumită. Părul era neglijent strâns într-un nod la ceafă. Ea a aruncat o privire rapidă la iubitul ei, care este pe cale să devină fost. Macheva a stat, cu mâinile încrucișate pe piept. El urmărea cu atenție cum ea își împachetează lucrurile una după alta. Aproape tot ce a pus deoparte a fost cumpărat sau oferit de el. Nu, tânărul nu era dintre cei care încuie cadourile sau le reproșează. Pur și simplu îi amintea din nou cât de mult timp au fost împreună. Nu mă vei înțelege, a spus Eva liniștit. L-a privit cu o privire de martir. Se simte ca și cum nu i-a rupt relația, ci el. Eva a încercat să-i scoată simpatie, dar nu a reușit. Îți dai seama că eu sunt o fată vibrantă. Vreau o relație frumoasă, emoții. Iar tu, probabil, ești prea matur, Ilia, a spus Eva. Dintr-un motiv oarecare, ea a continuat să vorbească. El nu i-a răspuns nici măcar la asta. Pur și simplu, când a venit acasă de la muncă, Eva a anunțat că se despart. Într-o secundă, Ilia s-a oprit. A mult timp gândindu-se, dar apoi a dat din cap. Relația lor de mult timp se semăna mai mult cu cea între vecini decât cu cea între îndrăgostiți. Da. Și el însuși s-a săturat deja să o asculte constant pe ea isterică. Eva iubea foarte mult să provoace scandaluri. Și el nu era un fan al tuturor acestora. Ilia a intrat în bucătărie, și-a făcut un ceai puternic, și s-a așezat la masă. La muncă, probleme mici au început să apară treptat. Dacă ai o afacere proprie, vei avea întotdeauna probleme. S-a raportat la ei în mod prozaic, dar acum pare că totul s-a prăbușit. Bunica este bolnavă, bunicul este mereu îngrijorat. Cu toate acestea, ei depind complet de suportul lui financiar. El a propus și a fost fericit să-i ajute după ce l-au crescut. de ce nu reacționezi? a întrebat ea. Așa că vrei să am o criză? Îmi pare rău, Eva, dar nu ești tu cea care vrea să te desparți de mine. Cu atât mai mult, ai spus că te duci la un băiat. Deci, totul este deja în ordine pentru tine. Speram că vei reacționa măcar acum. Ești ca o piatră. Am înțeles de la început că ești rezervat cu emoțiile, dar nu puteam să mă gândesc cât de mult. Nu am nimic împotriva ta și aș fi doar fericită dacă am păstrat relații de prietenie. Deci, îmi pare rău încă o dată. Eva s-a ascuns în apartament, apoi el a ajutat-o să-și coboare bagajele. Se pare că a transportat majoritatea lucrurilor înainte, și el nici măcar nu a observat. Eva a plecat cu două valize. Ea i-a zâmbit într-un fel neîndemânatic pentru ultima dată. A urcat în mașină și a dispărut în depărtare. Bărbatul a respirat adânc aerul cald al serii, apoi a urcat în apartament. Acum era într-un fel neobișnuit de liniștit și rece aici. O să-i fie dor de ea? Probabil o să-i lipsească seriile pe care le-au petrecut împreună stătea în mijlocul sufrageriei și se uita în jur. Makarov nu era pregătit pentru astfel de schimbări. Ilia s-a prăbușit în fotoliu și pur și simplu a pornit televizorul. Nu voia să se gândească la nimic. Peste două zile era deja în mașină. Seta navigatorul, verifica traficul în oraș. El voia să viziteze bunica și bunicul. De când el și prietenii lui au deschis o afacere, el a venit la ei de câteva ori pe an dar și-a promis că va merge mai des. Dacă acum este o săptămână liberă excelentă, de ce să nu o petreci la țară? A fost util să schimbi atmosfera imediat după despărțire. Drumul a fost lung și greu. Când Ilia a intrat în sat, s-a oprit lângă casa bunicii și a bunicului, ei băteau din palme de bucurie ca niște copii mici. Ilușa, ce bucurie!" a strigat bunica, grăbindu-se spre el. El a sărutat pe ambele obraji. Bunicul a strâns mâna puternic și a îmbrățișat nepotul. A aruncat așa cum a putut, a spus Gleb Sergeevici. De ce să nu crească? Se minună Evgenia Pavlovna. Te rog, Iliușa, trece. Curând au stat deja în jurul mesei. Ilia a spus că a rămas singur nu se aștepta ca aceste vești să o supere atât de mult pe bunica. Evgenia se uita la el cu regret. Doar dădea din cap negativ. Ilușa, nu poți să arunci așa cu relații. Și dacă aveți doar o ceartă temporară, de ce să vă grăbiți să vă strângeți lucrurile? A protestat bunica. Dacă mi-aș fi luat lucrurile de fiecare dată, ne-am fi despărțit cu 30 de ani în urmă. Așa că ea s-a dus la un alt bărbat, de ce să o mai țin? Bunică, noi nu suntem pe aceeași cale. De la început a fost clar că acesta nu este formatul meu. Ea are nevoie de scandaluri, intrigi, investigații. Vreau doar o viață familială liniștită. Vreau să vin acasă și să mă relaxez, a spus Ilia. Bunica a dat din nou din cap negativ, că de obicei, Ilia, anii trec. Ei bine, nu vom vedea strănepoții, nu se poate risipi așa viața. Banii sunt buni, dar ce va rămâne după tine? Un sicriu uscat. Nu se poate așa, Ilia. Vorbește cu Eva. Poate ea se va răzgândi. Poate că ea așteaptă un gest de la tine? a întrebat bunica. Atunci să aștepte. Nu mai este problema mea, a spus Ilia. În acea zi, Ilia a dormit aproape până dimineața. A fost atât de obosit de drum. Și, în general, cu toată această afacere. Dar la casa bunicii și a bunicului a dormit ca un bebeluș. Dimineața de vreme, Ilia s-a trezit și a mers să ajute la treburile bunicului. Bunicul și bunica nu erau deloc așa cum erau în oraș. Încă se ocupau de grădină, de gospodărie, se simțeau tineri la suflet. Nu le era frică de efortul fizic, nu le era frică de niciun fel de probleme. Aproape imediat l-au trimis pe Ilia să se odihnească. Nu să se chinuie în grădină. Ilia abia a ieșit pe stradă, când imediat s-a întâlnit cu vechiul său prieten. A râs involuntar la vederea lui și i-a strâns mâna. Dintr-un motiv oarecare, momentele vesel de școală au apărut imediat în minte. Te-ai întărit la umeri? Te antrenezi sau ce? a întrebat Ilia. Da, ce ai putea face? Soția mea a decis să crească cai. Iar cu un asemenea animal, dacă nu ai mușchi, nu ai de ce să te bagi. Da, sunt chiar fericit, animale minunate. Cum e în oraș? a întrebat Marat energic. Nici nu și-au dat seama când au început să meargă împreună pe drum. Ocazional, lăsau drumul larg compactat pentru mașini. Satul era mare, modern, absolut potrivit pentru viață. Toate utilitățile, chiar și internetul, era ok. Noi cu Artem și Stepă am deschis afacerea imediat după universitate ne-am dezvoltat bine în cinci ani. Am deschis și noi un business în oraș cu soția mea, dar am lăsat totul și ne-am întors la țară. Știi? Există oameni care nu sunt adaptați la oraș. Toată această agitație nu este pentru mine, dar mă bucur că te simți ca peștele în apa acolo. Am știut întotdeauna că vei avea propria ta afacere. Ești atât de întreprinzător, a spus Marat, dându-i o bătaie prietenească pe umăr. Ilia se uită la vechiul său prieten cu admirație. Dintr-un motiv oarecare, am vrut să rămân cu el, să petrec încă câteva zile, să vorbim. Nu s-au văzut de mult timp și n-au avut timp să-și spună atât de multe. Dar timpul a trecut prea repede și era timpul să ne întoarcem acasă. Câteva zile în sat i s-au părut cu adevărat vindecătoare. A început să se simtă foarte bine moral. Nu mai era atât de supărat la gândul că se va întoarce într-un apartament gol. Cel mai mult se temea că va fi o altă despărțire, când Eva va alerga înapoi și va începe să murmure despre dragoste. A fost obosit de constanta oscilație din partea ei. Își dorea liniște, tăcere, confort. Cel mai mult, Ilia se temea că când se va întoarce acasă, Eva îl va aștepta la ușa lui cu ochii ei de cățeluș. Dar nu era nimeni acolo. Apartamentul, ca întotdeauna, era gol. Doar lângă curte era o mașină suspectă. Ilia a recunoscut aproape imediat acest suv imens și alb. Era extrem de curat și lustruit, ca și cum ar fi fost doar ieri pe container. Ei bine, McCave, hai să ne strângem mâinile, a spus o voce cunoscută și neplăcută. Un bărbat gras cu fața plină de coșuri a ieșit din mașină. El nu mergea. Mai degrabă se rostogolea de pe un picior pe altul. Macheev l-a recunoscut imediat. Asta era principalul său competitor. Lebedev Igor Nikitici. Probabil unul dintre cei mai periculoși. Acest om nu putea accepta înfrângerea sa. Odată, acum trei ani, când afacerea a început să crească rapid, Lebedev a oferit inițial să o cumpere. De atunci fața lui neplăcută a apărut din când în când. Trebuie să vorbim despre o problemă. Ai câteva minute, a întrebat Lebedev. Nu mă înțelege greșit, Igor Nikitiș, dar acum nu sunt în starea de spirit pentru a vorbi. Poate ne întâlnim la birou? Deși dacă vei vorbi din nou despre vânzarea afacerii, conversația noastră nu va duce la nimic, a spus direct Ilia. Ce încăpățânat ești, băiete!" a spus Lebedev, apoi a aprins o țigară. În acest timp, nici măcar nu și-a schimbat marca de țigări, același miros repulsiv. Ilia a făcut involuntar câțiva pași înapoi. Bărbatul s-a înclinat înapoi, sprijinindu-se de capota mașinii sale. El se uită atent la Machev. Ascultă, Ilia, ești un tânăr. Încă nu înțelegi cum stau lucrurile. Bineînțeles că sunteți grozavi. Ați pus pe picioare o afacere în trei. Dar înțelegi că nu va dura mult, a întrebat omul, zâmbind pe o parte a feței. Ce vrei să spui? Nimic. Nimic concret. Doar că în curând vei rămâne cu buzunarele goale. Crede-mă, nu voi continua să alerg după tine și să-ți propun să-ți cumpăr afacerea pentru totdeauna. O să-ți fac câteva propuneri, apoi o să dispar. Ai acum oportunitatea de a face un ban pe o afacere în declin. Poți spune că îți fac un astfel de cadou și apoi vei rămâne doar cu o grămadă de datorii, lebedeu a presupus. Nu vreau să te ofensez cu adevărat, abia ne-am stabilit relațiile, dar eu nu vreau să-mi vând afacerea. Totul este în regulă cu noi. Toată lumea are probleme. Îmi pare rău, dar sunt foarte obosit. Am nevoie să dorm, a spus Ilia. Lebedev, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, a dat din numeri. Igor Nikitici a intrat în mașină, apoi vehiculul a dispărut printre mașinile întunecate, identice ale curții. Ilia s-a întors la apartamentul său și deja înțelegea că situația se înrăutățea. S-a sunat cu prietenii lui și le-a propus să se întâlnească seara la restaurantul lor. Când toată compania s-a adunat, Ilia a vorbit despre întâlnirea cu Lebedev. S-a dovedit că Igor Nikitici a încercat să se întâlnească cu toți prietenii pe rând. Părea că îi încolțea pentru a ataca mai târziu. Nu-mi place această situație. Mi se pare că strânge nodul. Oare are un plan? a întrebat Artiom. Maximov a aprins imediat o țigară și a tras o ceașcă mică pe masă. Doar din cauza lui au luat o masă în zona de fumat. Artem i-a privit pe prietenii săi de sub frunte. Uneori își mușca buza, alteori își ridica umerii. Macheieva a decis că Artem este doar foarte îngrijorat. Nu cred. Deși pe de altă parte, Lebedev este genul de persoană care nu pierde nimic." Poate că nu ar trebui să ne grăbim atât de mult cu propunerea lui. Dacă propune acum să vândă totul, înseamnă că va începe atacul, a presupus Ignațiev. Ștepa a dat din cap la propriile sale cuvinte. Ilia ascultă prietenii, dar era complet absorbit de propriile gânduri. De fapt, el înțelegea că situația se înrăutățește. Aveau cu adevărat mai multe probleme de afaceri în fiecare zi. Ilia doar se uita la propriile mâini. Dădea din când în când din cap și se gândea la ale lui. Avea mii de gânduri despre ce urma. Ilia, crezi că va fi mai rău de acum înainte? a întrebat Stepă. Și crezi că se întâmplă altfel? Lebedev ne-a dat o lovitură acum câțiva ani. Abia ne-am ridicat. Cred că de data asta va fi la fel. Trebuie să mă ocup de toate hârtiile din birou, să verific din nou documentele. Mă voi ocupa, a spus Artem. Bine, atunci asta e responsabilitatea ta. Stepa, trebuie să verifici afacerile tuturor angajaților. Voi verifica camerele pentru orice eventualitate. Voi merge la clienții noștri, voi vorbi. Mm, trebuie să rămânem împreună, a spus Ilia. Conversația a trecut lent la probleme de muncă, dar Ilia își amintea constant de discuția cu Lebedev, expresia feței sale. A apărut un sentiment neplăcut, chiar dezgustător, lipicios. Se simte ca și cum nu ar putea să iasă din groapă. a spera ca discuția cu prietenii să-i aducă ușurare, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Chiar a mers acasă cu o dispoziție groaznică. Ilia a intrat în apartament și aproape imediat a înțeles că nu este singur aici. El a luat umbrela hotărând că se va apăra. A ieșit în coridor, abia s-a învârtit când a auzit un țipăt. Eva a strigat, a sărit pe loc de surpriză. Doamne, Ilia, ai înnebunit? A strigat ea. Eva a apucat involuntar pieptul, unde inima îi bătea puternic. Ea ținea în mâini o valiză, care aproape că s-a prăbușit chiar sub ochii lui. Ți-am spus că voi veni astăzi după lucrurile rămase. Uf! Mai speriat acolo, a spus ea. Mai degrabă, mai speriat. Ar trebui să mă asculți măcar din când în când, cel puțin după ce ne-am despărțit. Ți-am spus clar data și ora când voi veni să-mi iau lucrurile. Doamne, inima mi se va rupe din piept acum, a spus ea închizând ochii. Eva s-a așezat pe mânerul canapelei și cu ochii înspăimântați încă îl privea pe fostul ei iubit. Ilia a propus să bem o cafea, iar ea a fost de acord. E ciudat, dar nu simțea nimic pentru ea. Părea că era străină pentru el, de parcă niciodată nu s-au întâlnit și nu au trăit împreună. De parcă niciodată nu au fost acele flirturi, discuții despre viitor și despre căsătorie. Crezi că Lebede ar putea să se bage din nou în treaba mea? A întrebat Ilia. Eva l-a privit fără surpriză, era ca și cum ea știa ceva. Dacă îți amintești, data trecută a intrat din interior. Aș verifica bine angajații și chiar și prietenii tăi dacă aș fi în locul tău. Poate unul dintre ei nu este prietenul tău, a întrebat Eva. De unde vin aceste gânduri? a întrebat bărbatul surprins. Prietenia este prietenie, dar banii sunt separați. Câte situații au fost când prietenia s-a destrămat din cauza problemelor financiare? Nu e prima dată când se amestecă în afacerea ta. Aș fi atent la prietenii tăi dacă aș fi în locul tău, a spus Eva. Nu cred că ai dreptate. Eva doar a ridicat din numeri. Nu vrea să o asculte? Te rog, ea nu mai era într-o relație cu el și nu era interesată de succesul lui dar va fi ofensator să vezi cum un tip care și-a petrecut aproape întreaga tineretă construind o afacere pierde tot. Au vorbit pur și simplu despre nimic. Vremea, evenimente sportive, probleme în afaceri. Atât. În cele din urmă, Eva a sugerat să se uite din nou la prieteni. Ilia a refuzat și a decis să nu acorde importanță cuvintelor ei. În toate relațiile lor, Eva a fost împotriva lui Artem și Stepan. De fiecare dată când bâlbâia că se duce undeva cu prietenii, Eva începea o criză de isterie. Așa că nu e de mirare că ales să-i acuze până la urmă. Uneori, Ilia se mira că Eva nu l-a învinuit pe prietenii săi pentru separarea lor. Au trecut doar două zile înainte ca problemele să apară la suprafață. Concurenții erau cu adevărat un pas înainte. Unde nu a sunat Ilia pe baza complet nouă, peste tot a fost deja lebedev. A început să-și piardă termenele de livrare, tot primea apeluri de la clienți fideli. Ce naibă se întâmplă? a strigat Stepan Ignațiev, intrând în biroul lui Ilia. Macheev a ridicat din umeri, pentru că nu înțelegea ce se întâmplă. El a examinat documentele, apelurile înregistrate a redat câteva înregistrări prietenului său să asculte. Ignațiev doar s-a uitat la prietenul său. Cineva scurge informații. Maximov a verificat documentele. Am verificat toate treburile pe partea mea. Nu am găsit nimic. Nu îmi place asta. Se întoarce prea repede, a mărâit Ignațiev. Ilia s-a așezat pe spatele scaunului și a pus o palmă pe gât. Se pare că au verificat totul, dar concurenții sunt încă un pas înainte. Asta înseamnă că au ratat ceva undeva. Stăpânul era furios. Se plimba prin birou încrucișându-și brațele pe piept. Clar nu-i plăcea cum se dezvoltă situația. Și apoi ce? Clienții constanți vor pleca la Lebedev? Nu-mi place această tendință. Ce vrea el să obțină? Să vindem pur și simplu afacerea? Nu, nu va merge așa. Înțeleg că asta e prea mult. Doamne, Ilia, chiar va trebui să vindem. Am investit atât de mult aici, a spus Stepan. Așteaptă, nu intra în panică. Cum să nu intrăm în panică? S-a apropiat direct de tine și a spus că vei rămâne cu buzunarele goale dacă nu vinzi afacerea acum. El ne-a spus același lucru la amândoi. Toți suntem pe carligul lui. Urăsc această stare. Trebuie să ne gândim la ceva. Și repede. Și ce propui?" a întrebat Ilia. Eu?" Eu propun să reevaluăm întreaga bază de clienți. Fiecare să-și facă propria listă și să sune independent, fără a transfera la departamentul de vânzări. Deci vom păstra informațiile doar între noi trei. Cel puțin vom verifica unde este șoarecele. Doamne, ceva îmi spune că asta se va termina rău, a strigat Stepan. Ilia nu a recunoscut dar și el avea un presentiment rău despre viitorul companiei lor. Chiar și când Stepan a plecat, Ilia era încă cufundat în gândurile sale despre afaceri. A mai sunat la câteva numere, dar a întârziat. Se simte ca și cum camera ar fi fost chiar în biroul lui. Ilia se simțea decuplat de la viață. De parcă ar fi simțit gândurile lui. Lebede va venit a doua zi. El a fost împreună cu partenerul său, Kiril Robertovici. Kiril l-a salutat, dar a rămas în coridor. Lebedev a intrat în birou și l-a inspectat într-un fel critic. Ascultă, băiat, am o discuție cu tine. Ești un băiat isteț, înțelegi cum stau lucrurile? Pot să ți jur și chiar să semnez un fel de contract că nu mă voi amesteca în următoarea ta afacere. Dar am nevoie foarte mult de compania ta? Hai să vorbim pe limba noastră! Bine? Orice cale aș lua, tot voi lua afacerea ta. Aceasta va fi ultima mea încercare, care pentru afacerea ta va fi letală. Lebede vorbea foarte calm. Se simțea ca și cum ar fi discutat despre o nouă varietate de cafea în cafeneaua vecină. Părea că nu este vorba despre problema vieții întregi a lui Ilia. Macheva a încercat să pară că ascultă cu atenție, că ia notă. Cu toate acestea, el însuși simțea dezamăgirea totală. Lebedeva a înțeles că i-a prins pe toți pe cârlig. Îți ofer foarte mulți bani! Cu acești bani puteți începe altceva de la zero! Și dacă rezist? Râzi! Lebedeva a întins brusc mâna pentru a strânge mâna. Poți rezista? Voi încheia un contract de parteneriat cu tine. Vom lucra pe picior de egalitate. Ilia a întins mâna și a strâns-o. Lebede va râs de propria sa promisiune. S-a așezat mai confortabil în scaun. Știi, Mahiv, ești un tip ok. Când afacerea ta se va prăbuși și tu și prietenii tăi vă veți dispersa în diferite colțuri, vino la mine. Te voi face director adjunct, apoi director. Astfel de oameni trebuie neapărat să fie la volanul afacerilor, a spus Lebedev. S-a ridicat încet și imediat a făcut o inspirație și o expirație încetă. Se pare că greutatea în plus a început să-l deranjeze chiar și în lucrurile elementare. Lebedev a suspinat greu și s-a îndreptat spre ușă. S-a întors și și-a strâns ochii mici de porc. Gândește-te bine, băiete. Timpul trece poți rămâne cu buzunarele goale. Înțelegi că nu te avertizez doar așa, nu? Lebedev a plecat și l-a lăsat pe Macheev singur. Ilia Romanovici s-a așezat la masă și s-a scufundat și mai mult în coșmarul care urmează. Știa perfect ce înseamnă astfel de vizite și mai știa că cu cât amână mai mult luarea unei decizii, cu atât va fi mai rău Suma pe care Lebedev o oferă va deveni tot mai mică de fiecare dată. A trecut doar o săptămână înainte ca amândoi prietenii să fie în biroul lui Ilia. Strigau, se întrerupeau, erau indignați. Compania a pierdut doi clienți mari, care au trecut ușor sub influența lui Egorov și Lebedev. Stepa, care era mult mai iritat decât ceilalți, era aproape să nebunească de furie îi era greu să-și controleze emoțiile. Lebedev tocmai s-a oprit când ar trebui să ne taie capul. A tăiat brusc ignativ. Nu-i supăra pe stepa, a spus Ilia. Ce înseamnă nu pune presiune? Ești orb acum, el ne ia clienții cei mai mari. Și nu avem nicio șansă să ne egalăm cu el. El va deveni curând monopolist, iar noi vom înghiți praful de sub lui. A strigat Stepan. Poate că chiar vom vinde. El oferă o sumă bună de bani. Vom începe totul de la început. Încercăm ceva diferit. Avem destui bani, a recomandat Maximov. Artem se uită la prietenii lui, ridicând împăciuitor palmele. Ilia și Stepa s-au holbat la Artem. Ei s-au așezat imediat la masă, ca și cum ar fi împins scaunele în sincron. Ilia se uita în gol. Încercând să nu-și concentreze atenția asupra stării furioase a lui Stepa. Ilia ar vrea și el să-și elibereze furia. S-a acumulat prea multă mânie în el. Gândiți-vă singuri, dacă refuzăm acum, următoarea afacere va fi pentru o sumă mult mai mică. El a dovedit deja că vom rămâne fără nimic. El deja ne arată direct că nu ne va rămâne nimic. Preia în mod demonstrativ clienții cei mai mari acest lucru nu este întâmplător. Putem fi mândri acum, desigur, dar este inutil, a spus Artem. Tema? Nu te încurca. Crezi că suntem proști aici sau ce? Înțelegem toate acestea, dar trebuie să ținem afacerea pe linia de plutire, a spus Ilia. Are sens? Ilia, eu, desigur, sunt împotriva vânzării afacerii. Dar poate că ar trebui să cântărim cu adevărat totul. Poate că nu merită, a întrebat Artem. Stepa a sărit brusc din scaun, a început să măsoare camera cu pași. Era foarte furios. Ce naibă spui? Artem, unde ai fost când am pus acest business pe picioare? Ești sigur că ai fost cu noi? Pentru că dacă renunți așa de ușor la el, ceva îmi spune că nu-ți amintești nimic. Da, am investit tot ce am avut în el, chiar și sănătatea noastră. Și acum spui că putem renunța și să începem de la zero? Să mai petrec cinci ani pentru a crește în asta? Mulțumesc! O idee pur și simplu uimitoare! Bărbatul a răspuns brusc. Artem a plecat supărat din birou. Ilia a rămas cu Stepan. Machev le-a făcut cafea și s-a întors din nou la scaunul său. Stiopea își lăsa treptat respirația. Când se va calma. Va fi posibil să vorbim normal cu el. Doar că Ilia a văzut că Steopa voia să spună ceva. Dar nu putea. Părea că încearcă să aleagă cuvintele potrivite pentru a nu-l supăra și a nu atinge coardele subțiri ale sufletului. Doar că Ilia era gata să facă orice, numai ca Steopa să spună adevărul. Acum nu e momentul potrivit ca prietenii să ascundă ceva unul de celălalt. Trebuie să ne uităm la Artem. El vrea prea ușor să renunțe la tot. Nu-mi place cum te convinge literalmente. asta e prea mult, a tăiat brusc Stepan. Vrei să ne sfâșiem reciproc. Nu crezi că asta încearcă să obțină Lebedev. Dacă menținem un nucleu puternic în interior, putem păstra totul în exterior, a spus Ilia. Stepan a clătinat negativ din cap. S-a uitat la prietenul său cu regret. Ilia înțelegea că vorbele lui sunau prea optimiste, dar dacă acum se vor uita doar la realitatea sobră, atunci foarte curând orice motivație va dispărea. Ascultă, Ilia, am început acest lucru împreună. Împreună trecem prin toate dificultățile. De ce înțelegem perfect că nu putem pur și simplu să renunțăm la afaceri? De ce nu înțelege asta? Știi că Eva ta doarme cu el?" a întrebat Ștefan. Ilia doar și-a ridicat capul. Nici măcar nu a avut timp să pună o întrebare. Da, ea a plecat de la tine din cauza lui. Se teme să-ți recunoască, așa că se face că nu s-a întâmplat nimic. Ilia, nu putem pierde vigilența acum. Mergi la ai tăi la țară. Odihnește-te. Gândește bine." Trebuie să iei o decizie în câteva zile. Ori renunțăm la afaceri și mergem mai departe, ori stăm până la final. Eu sunt prietenul tău și voi accepta orice decizie a ta. Și vorbește mai puțin cu Artem, a spus Stepan. Nu putem să ne mușcăm unul pe altul. Dacă atacăm chiar și pe cei mai apropiați, ce va rămâne? Afacerile noastre vor rămâne Ilia. Artem se comportă suspect de mult. Și acum renunț atât de ușor la afacerea noastră. Mi-am exprimat punctul de vedere, acum trebuie să decizi tu. Ștefan a ieșit din birou. Ilia încă simțea mirosul de tutun, vanilie, note de lemn. Parfumurile lui Ștefan au fost mereu scumpe, remarcabile, sau dintr-un anumit motiv mi-am amintit că nu mi-am cumpărat nimic de mult timp. La ce se referă asta? A dat din cap negativ și s-a scufundat din nou în hârtii. Poate că a meritat să mergem la țară pentru a ne distra un pic. Spre seară, încă unul dintre clienții fidele a anunțat că pleacă. Ilia a înțeles că situația devine insuportabilă. Ar fi trebuit să te gândești bine câteva zile, apoi să discuți cu Lebedev cu toată compania. Ilia a fost implicat în toate aceste probleme. Chiar și când a fost acasă, nu putea să creadă că unul dintre prietenii săi va fi un trădător. Acest lucru nu ar fi putut exista. Pur și simplu Steopa a fost prea nervos. A decis să dea vina pe cei mai apropiați. Ilia a decis să nu se lase pradă emoțiilor. Își amintește prea bine cum au ridicat acest dracu de business. Niciunul dintre ei nu va renunța la copilul său. Faptul că Eva a mers la Artem nu înseamnă nimic. S-au despărțit. Fata a plecat cinstit, nu a jucat un joc dublu. Ilia s-a trezit a doua zi și a început să-și strângă lucrurile. Va merge literalmente pentru câteva zile, va sta acolo. Voia doar să se bucure de aer, să se gândească bine la ce să facă în continuare. Poate nu e nimic rău în a vinde afacerea și a te întoarce la sat. Desigur, la început le va fi greu. El a ajutat-o foarte bine pe bunica sa cu bunicul. A asigurat o ce se va întâmpla când rămâne fără venituri bune, deși Esenia Pavlovna și Gleb Sergeevici economiseau majoritatea banilor. Poate că pot trăi liniștit împreună? Drumul spre sat părea și mai trist și greu pentru el. El doar se uita în jur, apoi își concentra din nou atenția asupra drumului. A avea mereu gândul că va da greș cu vânzarea afacerii. Ar trebui să reziste, să reziste, să încheie un contract de parteneriat. Asta era acum cea mai bună opțiune. Ilia, cu inima grea, a realizat că acesta este aproximativ 1% din 100 de variante. Ilușa, ce surpriză! a exclamat Efsenia Pavlovna. Ce frecvent ai venit? Gleb Sergevici a strigat cu bucurie. Bunica și bunicul l-au îmbrățișat strâns pe ambele părți. Ilia a povestit tris la masă despre tot ce se întâmplă. A încercat să prezinte informațiile cât mai blând. Cu toate acestea, bunicul și bunica erau încrezători. Ilia, totul se întâmplă în viață. Principalul este că tu ești viu și sănătos, cu mâinile și picioarele la locul lor. Și tot restul se va adăuga. Dacă ai ridicat această afacere, pot și pe cealaltă. Și ce dacă o să ia mai mult timp? Dar totul este interesant pentru tine. Ești un tip inteligent, nu vor fi probleme. Cu atât mai mult, a doua oară este mai ușor să pui pe picioare o afacere decât la început. Cuvintele lui au acționat ca un balsam pentru suflet. Ilia a zâmbit, strângând puternic mâna bunicului său. Avem bani puși deoparte, suficienți pentru restul vieții cu bunicul, așa că nu te îngrijora pentru noi. Nouă nu ne trebuie mult, așa că aproape totul am economisit. Și în atâția ani s-a acumulat... Uau! Wow! Deci, Ilia, dacă vrei, rămâi în oraș. Dacă vrei, te întorci la noi. Satul nostru este mare, este suficient spațiu pentru toți, a spus bunica. Bunicul a luat un clătită, a înfășurat în ea o lingură de miere, a mușcat, și-a închis ochii de plăcere. L-a împins în număr pe nepotul său. Acesta a zâmbit, aducându-și aminte de copilărie când se înfruptau în clătite. Nu-ți face griji. Știi, în viață se întâmplă lucruri mult mai înfricoșătoare. Afacerile de sigur, sunt bune. Face bani. Te bucură, dar gândește-te la asta dintr-un alt unghi. Poate acum este momentul să te retragi. Poate că cineva de sus îți sugerează să te dai înapoi, a presupus bunicul. Au rămas singuri în bucătărie. Esenia Pavlovna a ieșit pe stradă, deoarece prietena ei a adus un vas plin cu fructe de pădure. Stăteau lângă poartă, vorbeau, râdeau zgomotos. Ilia stătea lângă fereastra deschisă și asculta râsul bunicii. Eu nu vreau să te întristezi pentru asta. spune Ilia, ce se va întâmpla dacă renunți la afacere? Eu voi fi fără bani. Ce înseamnă fără bani? Ai un apartament, închiriezi al doilea, ai conturi în care ai economisit bani. Dacă vinzi această afacere, vei avea și mai mulți bani. spune sincer ce se va întâmpla, a insistat bunicul. Îmi voi pierde respectul de sine, bunicule. Vei înceta să te respecte dacă ți aduni toate forțele și încep de la zero? Ar trebui să fii mândru de tine, că te-ai ridicat și ai mers mai departe. Cuvintele bunicului au plantat un seminț în sufletul lui Ilia. Poate că nu merită să te superi prea mult. Trebuie doar să ne pregătim din timp pentru dificultățile care vin. Nu e așa de rău să rămâi fără această afacere extenuantă. Doar Ilia se aștepta ca în câțiva ani să-l transforme practic în pasiv și când se gândea că totul trebuie să înceapă de la zero... Apare imediat un sentiment neplăcut în piept. Și ce crezi despre prietenii mei? A întrebat Ilia. Dacă banii stau între prieteni, tot nu merită să ai încredere. Toți suntem oameni făcuți astfel încât dorim să avem încredere în cineva. Chiar și când eram oameni primitivi, vânam un mamut, dar acum viața este diferită. Asta nu înseamnă că trebuie să vezi un dușman în fiecare. Trebuie doar să fii mai precaut, a spus bunicul. Ilia a rămas singur. S-a așezat în pavilion, urmărind cântecul păsărilor în frunzișul verde. Era frumos și cald afară. Se simte ca și cum timpul s-ar opri aici, în sat. El se uita la oameni care trăiau ca și cum ar fi fost într-un ritm altfel. Dormea ziua, dar apoi a regretat decizia sa. Ilia stătea în pădure, se uita în jur și auzea cum undeva în depărtare un urs urla. Acest urlet părea să rupă aerul. Păsările se înălțau, lovind sute de crenguțe de pe pini înalți. Ilia a inspirat profund, dar dintr-un motiv oarecare nu a simțit prospețimea obișnuită. Era ca și cum ar fi simțit o putreziciune apăsătoare. Ceva foarte rău se întâmpla în această pădure. Ilia s-a plecat, a luat o crenguță, care s-a destrămat în mâinile lui. Dar de îndată ce bărbatul s-a ridicat, un urs stătea la câțiva metri în fața lui, totul rupt, acoperit cu cicătriși de luptă. Ursul s-a ridicat încet pe labele din spate, a mârâit, apoi s-a lăsat din nou pe patru picioare. El a făcut un pas către Ilia, un frică paralizantă a învăluit omul. Dintr-un motiv oarecare, el credea că ar trebui să aibă o armă în spatele său, dar nu era nimic. Bărbatul s-a întors brusc și a fugit spre raza lungă și luminoasă din față. Dar dintr-un motiv oarecare, raza nu se intensifica. Forțele au părăsit Ilia, dar marginea pădurii nu se apropia. A auzit pasul greu al ursului, a auzit răgetul lui, ciocănitul maxilarului Apoi a simțit cum o imensă creatură păroasă se prăbușește asupra lui din spate. Ilia s-a trezit într-un transpirație rece. Era deja ora șase seara. Omul s-a așezat în pat, privind doar în gol. Visele lui nu i-au plăcut deloc greu, un fel de sombre excesive. Avea sentimentul că încă simțea respirația ursului. Ilie s-a ridicat din pat, a ieșit pe stradă, s-a spălat cu apă rece, stătea deasupra unui butoi uriaș și își privea propria reflexie. Bărbatul și-a scos telefonul, s-a uitat. Eva îi suna, nu va suna înapoi, nu vrea să audă vocea ei. Acum avea nevoie să stea în liniște. Bărbatul s-a schimbat și a decis să meargă la magazin. Mergea pe o șosea largă, se uita în jur, din când în când saluta pe cineva. Cu cât stătea mai mult în sat, cu atât se gândea mai des că nu este nimic rău în a se întoarce acasă. Măcar s-a întors cu soția, a decis să rămână aici. Poate că și el ar trebui să închidă pentru totdeauna această parte a vieții sale. Pe de altă parte, de îndată ce Ilia s-a gândit că va rămâne fără afaceri, s-a simțit imediat un om complet inutil. Ei, uită-te unde pui piciorul!" a strigat fata. El s-a întors brusc și a văzut o fată tânără frumoasă în partea dreaptă. Taisia i-a întins palma pentru cunoaștere. Ea deja coborâse de pe bicicletă și o conducea cu ambele mâini. Și dacă te-aș fi lovit, de ce zbori în nori?" a întrebat ea zâmbind. Am multe probleme, așa că zbor mult," Și când mă gândesc, probabil nu mă uit în jur. Nu sunt obișnuit cu asta, a spus el nehotărât. Deci du-te la madina noastră, a spus Taisia. Îți este frică? Ilia nu a înțeles el însuși de ce, dar a descris situația care se învârtea treptat în afacerea lui. Ea l-a ascultat cu atenție, dar nu a luat în considerare prea mult, de ceva motiv. Taisia a insistat că Ilia trebuie să viziteze neapărat văzătoarea locală. Ea știe totul despre toți. Te-ar putea sfătui dacă te ascultă. Nu va fi mai rău oricum, a întrebat Taisia. Așa se acasă de la marginea. Ea are și un windvein cu un dragon, știi? Ea e o femeie bună. La ea, între altele, întotdeauna totul se îndeplinește și, în general, voi, bărbații, ar trebui să vă încredetați mai des propria intuiție. A râs. Un om de afaceri ar trebui să-și asculte intuiția. Ilia a râs involuntar chiar mai tare. Taisia s-a uitat la el și a zâmbit. Se simțea ca și cum s-ar cunoaște întotdeauna. Au intrat împreună în magazin și au luat cumpărăturile. Taisia a pus saci în coșul din fața ghidonului, apoi a plecat. Ilia doar a privit-o cum pleacă. Era timpul să se întoarcă și el acasă. Să vorbească din nou cu bunica și bunicul. Să meargă în oraș și acolo va rezolva problemele. Ilia se înclina tot mai mult spre ideea că vânzarea afacerii nu este o idee atât de rea. Toți își dădeau seama perfect că nu există altă cale. Lebedev pur și simplu va lua toți clienții și ei vor rămâne într-o singurătate de plină. Vor începe pierderi grave. Concedieri în masă, datorii. Poate că nu trebuia să ajungem la acest coșmar? Ilia nu a înțeles cum a luat-o la stânga și a mers către casa Madinei. Femeia care ghicea în palma mâinii l-a acceptat fără întrebări, l-a așezat la masă, s-a uitat la mână. Părinții tăi te-au abandonat. Nu i-ai căutat serios. Poate ai căutat, dar nu ai găsit. Bunicul și bunica te-au crescut. Bunica se numește Iesenia Pavlovna. Bunicul tău este, cred, Gleb Sergeevici. Iar tu, Ilia, ești adânc în gânduri grele, a spus ghicitoarea. Ilia a fost pur și simplu șocat de această precizie. El s-a holbat la femeie și nu putea crede că ea spune lucruri atât de precise. Ea a spus nume, a descris situații, a mai reamintit câteva momente din copilărie. La sfârșit, Ilia a lăsat pur și simplu niște bani și a plecat, fără a întreba despre afacerea sa. A decis că este suficient pentru prima dată. Ai probleme cu afacerile, dragă? Vino, să ghicim corect, a spus Madina cu un zâmbet de ceapă. Ilia s-a adâncit și mai mult în propriile gânduri. S-a oprit lângă pod, privind cerul roșu cu dungi galbene. Foarte curând, apusul va colora toate casele în nuanțe portocalii ciudate. Cum îi lipsea natura cu adevărat frumoasă! Cum și-ar fi dorit să se întoarcă și să petreacă aici măcar câteva luni, pentru a se reîncărca și a înțelege totul? Iluha, tu ai plecat pentru totdeauna, a sunat o voce cunoscută. Marat stătea lângă un gard înalt. Chiar în spatele lui, soția lui stătea în șa. Un cal negru absolut, care mormăia sub ea, își mișca picioarele. Ilia a fost impresionată de frumusețea calului. Am venit pentru câteva zile, a strigat Ilia. Dacă ai nevoie, vino, suntem întotdeauna bucuroși să te vedem, a spus Marat. S-a întors din nou la soția sa. Femeia s-a așezat mai ferm în șa și a lăsat calul să alerge în cerc. Ilia a stat, s-a uitat la ei. Dintr-un motiv, Marat l-a motivat să rămână în sat. Aici viața era cu adevărat diferită. Aș fi vrut să rămân, dar dorința de a fi cu bani, de a conduce propria afacere, a predominat. Când Ilia s-a întors acasă, bunicii nu erau acolo. Probabil au mers din nou la vecina, unde își petreceau serile. Probabil că au jucat din nou backgammon, discutând ultimele bârfe și știri. Ilia s-a așezat pe un leagăn, se legăna încet și pur și simplu se uita la casa mare. A crescut aici, poate că ar fi trebuit să rămână? E greu să se împace cu gândul că va vinde propriul său copil. Dar, pe de altă parte, nu avea alte opțiuni. Fie vor vinde afacerea actuală, fie pur și simplu o vor pierde, sau chiar mai rău. Vor avea datorii. Cineva clar scurgea informații. Ilia a încercat de câteva ori să găsească șoarecele, a pus chiar și camere. Nu a reușit. De fiecare dată dădea de un vid. Plafonul de sticlă îl irita. Ilia a luat telefonul. A vrut să sune mai întâi la Artem, apoi la Stepa, dar, dintr-un motiv sau altul, a decis că acum nu este cel mai bun moment pentru a suna. Chiar dacă a dormit două ore mai târziu în seară, acesta zi părea incredibil de lungă pentru el. Ilia a văzut cum razele lungi ale apusului lasă culori ciudate pe acoperișurile caselor și ale copacilor. Varain sat era cu adevărat un timp magic. Se prezintă bine. Chiar și sufletul parcă cânta într-un mod special. Ilia a văzut că bunica și bunicul se pregătesc să plece acasă de la vecini. A intrat în casă să încălzească cina, pentru ca toți să aibă o masă tradițională împreună. Chiar și dispoziția lui s-a îmbunătățit, în ciuda a tot ce se întâmplă. De îndată ce s-au așezat să cina, Ilia a împărtășit o poveste. Bunica râdea atât de tare încât nepotul a fost confuz. Ea chiar și-a închis ochii pentru că plângea. Ești așa de naiv, Ilia! Cum de nu ai recunoscut-o imediat? Fata pe bicicletă este Tasia, aceeași Tasia din copilăria ta. Tasia, nepoată vecinei noastre, ești orb, Ilia, nu ai recunoscut-o pe fată? Doar acum Dei a început să înțeleagă că a fost păcălit ca un copil. A râs chiar de gluma inofensivă. El chiar a avut totul amestecat în minte, nici măcar nu a recunoscut-o pe Taisia. Nu erau prieteni în copilărie, erau în grupuri diferite, dar încă se cunoșteau și aici au trecut mai mult de zece ani. Se pare că fata s-a schimbat mult mai mult decât se aștepta el. O amintește pe ea ca pe o fetiță tinerică și juca ușă. Acum e o frumusețe. Tasia a studiat economie la universitate, vine periodic la bunica sa, vecina noastră, este oaspete la ea, apoi pleacă din nou pentru mult timp. A devenit complet urbană, o văd rară acum. Toți, copii, plecați din cuib în acest oraș. Și ce nu vă place aici? Ce frumusețe! Trăiește și bucurăte. a spus bunica. Ilia a dat din cap. Ar fi trebuit să vorbească cu Taisia mai târziu. Poate că a glumit fără nicio intenție ascunsă. Sau poate că nu se aștepta ca el să meargă totuși la această madina, dar dintr-un motiv oarecare, Ilia credea că ar trebui să meargă la această prezicătoare încă o dată. Madina spune că nu se întâmplă de fiecare dată. Te-au păcălit, desigur. Se pare că ea i-a spus totul despre tine, dar uneori spune lucruri utile. Nu-ți face prea multe griji, totul se va rezolva pentru tine, a spus bunica. Au cinat și, în timpul acesta, nu au mai vorbit despre ghicitoare. Sau am tot gândit la afacerea mea? Spera să plece la țară pentru câteva zile și să se simtă liber de aceste gânduri grele? Va permite minții să se elibereze de fluxul nesfârșit de suspiciuni? Apoi va veni la muncă și va putea evalua totul cu o privire proaspătă? Târziu seara, un bărbat stătea pe verandă se legăna într-un balansoar și se uita cum satul se liniștea treptat. Bunica s-a așezat lângă el, a mângâiat-o ușor pe palmă, marat al tău s-a întors împreună cu soția lui. Cresc cai, se iubesc unul pe celălalt, ei trăiesc bine și niciun oraș nu le-a dat bătăi de cap. Poate ar trebui să te întorci și să încerci să te găsești aici? Noi, cu bunicul, nu suntem tineri, a spus bunica. Ilia se gândea și la asta, bunică și bunicul cu adevărat nu devin mai tineri, își petrece ultimii ani pe afacerea sa proprie. Apoi va regreta că nu a venit mai des până la sfârșitul vieții sale. Esenia Pavlovna se uită înainte, vorbea calm și liniștit. Ah, Ilia, voi tinerii, nu înțelegeți deloc Timpul trece atât de repede încât nu ai timp să te uiți înapoi, cum ai deja peste 40 de ani. Ar trebui să-ți iei viața în propriile mâini, nu să te ocupi de afaceri. Banii sunt buni, dar ce rost au dacă ești singur? Bah, nu începe, a spus Calmilia. Ai făcut greșit refuzându-o pe Eva atât de repede. Poate că a făcut doar o prostie și vrea să îndrepte totul. Nici tu nu ești fără păcat, cu toată lumea și cu arme. Nu poți doar să distrugi relațiile fără motiv. Și nepoții? Mai degrabă strănepoții noștri, nu vom avea timp să ne jucăm cu ei? A întrebat bunica. Ilia nu se gândea deja la Eva. Bunica ei a văzut-o doar de câteva ori. De ce s-a agățat așa de ea? Bunica nu a plăcut-o pe Eva de la început. Acum, dintr-o dată, insistă pe reconcilierea lor. Nu sunt atât de bătrân, acum totul este diferit. Acum nu mai este necesar să ai cinci copii la 20 de ani. Mai mult, de ce să naști un copil dacă nu ai cu ce să-l crești? Dacă Dumnezeu dă un iepuraș, va da și o pășune, a spus bunica. Părinților mei le-a dat gazonul. Toate aceste povești sunt doar pentru cei care au deja unde să nască. Nu vreau să fac copii așa, pe neașteptate. Și pe lângă asta, am atâtea probleme acum, una după alta. Singurul lucru care lipsea acum era un copil. Eva nu este absolut capabilă să devină mamă. De unde ai asemenea concluzii? Mama ta ar fi fost mama ideală. Cum vezi, nu a funcționat. Prima impresie este adesea înșelătoare. Doar cu un copil în brațe poți înțelege ce fel de mamă ești, a spus bunica. Da, hai să închidem acest subiect. Chiar am multe probleme acum. Nu am timp pentru asta? Dacă nu mă asculți, vei regreta mai târziu ani trec, Ilia. Curând noi cu bunicul nu vom mai fi. Vei fi singur. Indiferent de medicina pe care o avem, corpurile noastre devin din ce în ce mai firave. Cu cât te faci mai bătrân, cu atât mai multe probleme ai. Cu copiii va fi la fel. Cu cât amân mai mult, cu atât este mai greu să îi aduci mai târziu, a spus bunica. Ilia a rămas singur. Se uita în golul nopții, răsfoia contactele din telefon. Deja mâine va trebui să sun prietenii și să iei o anumită decizie. Nu degeaba ei nu îl sună. Bine, ei înțeleg perfect că are nevoie de timp pentru a se odihni. Sincer, toată lumea are nevoie de astfel de timp. Ilie a mers la culcare. El stătea în pat, privind pe fereastră. Cerul negru era acoperit de un strat de stele. Punctele albe străluceau ca o broderie capricioasă cu noduri franceze. Se simțea ca și cum întreaga lume nu-i păsa de problemele lui. Acest damn business a fost absolut mizerabil comparativ cu problemele majorității. Poate că bunica are dreptate. Familia este mult mai importantă decât toți acești bani și autorealizare. Ilia nu putea adormi pentru mult timp. Număra oile, se temea că va visa din nou ursul teribil și dezgustător. Se gândea din ce în ce mai mult la ce să facă în continuare. Apoi, fără să-și dea seama, a adormit. S-a trezit aproape la răsărit. Starea era obosită și distrusă. Ilia a ieșit la dușul de stradă, l-a luat rece. În casă era cabină de duș, apă caldă, totul așa cum se cuvine. Dar avea nevoie de apă rece. El a făcut toate treburile de casă înainte ca bunicul să se trezească. Cineva l-a certat, dar a plecat imediat să doarmă mai mult. Ilia stătea pe stradă, ținând în mâini cartea preferată. Cu toate acestea, informațiile pur și simplu nu se potriveau în capul lui. A citit aceleași linii din nou și din nou, dar a fost inutil. Gândurile erau atât de încărcate cu frică și îndoială, încât orice altă informație nu a fost asimilată. Când a sunat telefonul, Ilia a sărit în loc de surpriză, a apucat receptorul și l-a pus la ureche. Vocea lui Stepan suna suferind. E timpul să ne pregătim pentru negocieri. Au stabilit o dată, a spus calm Ștefan, doar nuanțele din vocea lui trădau emoția. Sau poate erau deja ecouri de resemnare. Ilia doar și-a dat capul pe spate. El dorea să fie acum alături de prietenii săi, să discute totul încă o dată. Doar că toți trei înțelegeau perfect că nu există nimic de discutat. Am fost întotdeauna împotriva vânzării afacerii, dar acum începem să suferim pierderi, Ilia. Pur și simplu, nu avem de ales. Fie ne predăm afacerea și obținem bani, fie rămânem cu datorii și fără afacere. Pur și simplu, nu avem altă opțiune, a spus Ștefan. Voi veni când spui. Înțeleg că nu este nimic de discutat aici, ce spune Artem? Înțeleg că deciziile noastre sunt unanime. Toți înțelegem că este teribil, dar mai înțelegem că nu există altă opțiune. Îmi pare rău, Ilia, dar am ratat totul. M-am gândit aici, probabil că nu voi îndrăzni să deschid o nouă afacere. Voi urma niște cursuri și mă voi angaja să lucrez de acasă. Sunt obosită. Stepan a spus în liniște, dar mă gândesc să rămân în sat. Bine, vom discuta totul în funcție de situație, ok? Stepa, ne vom descurca cumva. Ivan l-a încurajat. Cu toate acestea, chiar și Ilia avea nevoie de aprobare. A luat undița, găleata, momeala și s-a dus la râu. Nu există nimic mai bun decât să pescuiești dimineața, să te bucuri de natura frumoasă și de zgomotul liniștit al râului. Voiam doar să mă relaxez. Gândurile îl țineau în tensiune, ca și cum ar fi fost șocat constant din interior. Se pare că devii mai sumbru în fiecare zi, a spus Marat, strângându-i puternic mâna. Ilia s-a așezat lângă el, a aruncat undița și a pus un clopoțel. S-a așezat pe un scaun pliabil și și-a închis ochii. Zgomotul râului îl liniștea. Undeva în depărtare, stufărișul șuiera. Știi doar, întotdeauna te poți întoarce. Cum se spune, unde te-ai născut, acolo te-ai făcut util. Nu este nimic rușinos în a te întoarce, înțelegi? Te văd ca și cum te ai sfâșia în două. O descriere foarte precisă, a confirmat Ilia. Marata a dat din cap, a prins un pește mare și l-a aruncat în găleată. Ilia a sărit imediat, deoarece clopoțelul lui a sunat. Captura lui nu a fost mai mică. Marata a zâmbit, apoi a continuat. Eu și soția mea ne-am gândit mult dacă să ne întoarcem sau nu. Ne-am simțit rușinați de faptul că nu ne-am realizat că trebuie să ne întoarcem. Știi, acum nu regretăm nimic. De ce să ne fie rușine că am decis să ne întoarcem? Într-un fel, nu-mi place deloc asta. Știi, simt că este rușinos să fii la rădăcinile tale, a spus Marat. Ai dreptate în asta. Pur și simplu, nu vreau să pierd proiectul la care am lucrat timp de cinci ani, ca și cum aș fi petrecut acești ani degeaba, ai cumpărat două apartamente în acești ani, ai spus tu însuți. Ți-ai deschis conturi, acum primești procente. Ai avut grijă de bunica și bunicul. Ai trăit o viață plină, te-ai ocupat de ceea ce îți place. Și crezi că acești ani au fost petrecuți degeaba? A întrebat Marat. Ilia nu a examinat niciodată situația din acest unghi. El începea să se relaxeze din ce în ce mai mult, gândindu-se tot mai des la al lui. Nu, uh, nu este nimic rău în a reveni. Vechii prieteni vorbeau ca și cum nu ar fi avut acei ani între ei. Era totul atât de bine și de confortabil. Ilia s-a bucurat de natura frumoasă, de vremea minunată încă de dimineață. A adus acasă șase pești mari și unul mic pentru pisică. A eliberat restul înapoi. Discutau cu bunica despre subiecte complet abstracte. Eșenia a înțeles parcă că nepotul ei nu-i place să asculte conversația de seară. Bunico, m-am gândit. Poate că nu este nimic rău să ne întoarcem la sat. Nu promit nimic acum, dar sunt foarte obosit. Am vorbit cu Stepan. El nu vrea să înceapă nimic de la început. Am suficienți bani economisiți pentru a trăi liniștit în sat timp de cinci ani, fără a munci. Dacă vom primi bani, atunci voi putea să mă ocup de ceva profitabil mai târziu. Deocamdată, doar mă relaxez. Mă bucur de viață. Nu am avut nicio vacanță în acești cinci ani, s-a plâns Silia. Pentru prima dată, a vorbit negativ despre afacerea sa la bunica lui. De fapt, bunicuța a suspectat inițial că lucrurile nu sunt atât de nete, și fericite acolo. Am observat adesea cât de mult a slăbit la picioare cum îi apar din ce în ce mai mult vânătăi sub ochi. Ilia, trebuie să te relaxezi un pic. Acum nu poți schimba nimic, tu însuți spui. Dacă ai de ales între a cădea de pe trei trepte sau de la trei sute, atunci prima opțiune este mai bine. În plus, nimeni nu te va condamna dacă te întorci. Uite, orășenii se întorc în masă. Da, pentru că ei nu vor să stea în această agitație pentru vițelul de aur. A spus bunicul, intervenind în discuție. El și-a pus mâinile sub jetul fierbinte de apă, spălând pământul. Corect, a spus bunica, toți merg după o viață bună. Doar că unii continuă să lucreze ca niște blestemați, uitând de propria viață ca atare. Și unii înțeleg imediat că este vorba de curse de șobolani. Lucrezi pentru a trăi, trăiești pentru a lucra. Îmbogățești un tip oarecare, iar tu ce? Ești doar aici și sugi laba, ca un urs în peșteră. Nu face asta, orașul vostru. Tu, Ilia, ai o casă imensă aici și nici măcar nu te gândești la asta. Ilia și-a amintit de casa sa. El a cumpărat-o la două străzi distanță. A crezut întotdeauna că se va muta înapoi în sat la un moment dat. Casa semăna mai mult cu o vilă modernă. Toate facilitățile sunt disponibile, renovarea este completă. Dar nimeni nu a locuit acolo. Uite, Ilia, dacă există acum posibilitatea de a schimba totul, poate Dumnezeu îți dă un indiciu? Poate că e timpul să terminăm totul? a întrebat bunicul. Te iubim, orice decizie ai lua, o vom sprijini. Vrei să te întorci din nou la probleme? Cu plăcere. Vrei să te întorci? Întotdeauna binevenit. Ilia era fericit să realizeze că bunica și bunicul sunt întotdeauna de partea lui. Cu toate acestea, gândurile despre negocierile care urmează devin tot mai grele. Așa că, când s-a întâlnit întâmplător cu Taisia pe stradă, nu a răspuns la întrebarea ei amuzantă. Ei bine, îmi pare rău, am crezut că vei înțelege că este o glumă, a spus ea, ridicându-și umerii. Nu sunt în starea de a glumi acum, curând voi fi nevoit să-mi vând afacerea concurenților. Suntem pe punctul de a da faliment, iar ceea ce e mai rău este că ne vom îngropa în datorii. Voi merge să trăiesc în sat, voi începe totul de la zero. Dar tot sunt sigur că cineva ne înșală. Se expune? Ascultă, Ilia, am cazuri bune, o educație grozavă. Poate mi arăți documentele tale. Hai să mă uit. Poate voi vedea ceva proaspat? Nu, mulțumesc. Cred că totul este o nebunie, trebuie să facem ceva. Dar nu avem prea multe opțiuni. Nu am nimic de spus, Tasia. Corect a zis bunica mea. Aici alegi să sari fie de pe treapta a treia, fie de pe cea de a treia sută. Taisia doar a dat din cap negativ. Ea l-a bătut amical pe umăr și el și-a adus aminte brusc de acest gest naiv de copil. De ceva motiv, în tasa nu mai era nimic care să-i amintească de trecutul ei. Ea nu mai semăna deloc cu fata cu care vorbeau. Du-te la Madina să vorbești, de fapt," Ne-am amuzat cu tine, dar de fapt ea ghicește bine. Oricum nu va fi de prisos, Ilia, a spus fața, ridicându-și umerii. Poate că nu ar trebui să renunțăm atât de repede? Dacă aveți un șoarece în afacerea de vise, îl puteți sufoca, pur și simplu. Cuvintele ei păreau să-i dea speranță, dar Ilia nu voia să-și hrănească gândurile cu lucruri ireale. Taisia ar fi putut găsi ceva util dar acum este prea târziu. Au fost prinși, nu se poate face nimic. Ilia a refuzat din nou ajutorul ei ea și a ridicat umerii și a mers în direcția opusă. Se pare că s-a supărat că nu a vrut să folosească serviciile ei, deși ar fi putut să se ajute și pe ea. Ilia s-a întors. Voia să o cheme din nou, dar nu a făcut-o. Câinele vecinului a sărit din curte și a început să alerge spre el. Ilia a mângâiat câinele prietenos pe urechi și a mers cu el la magazin. Practic, a condus câinele înapoi acasă. Ilia a stat lângă casa bunicilor, apoi a ajuns la casa lui: o casă frumoasă și modernă, o adevărată plăcere să trăiești într-o asemenea locuință. S-a plimbat prin camere, a privit totul în jur. Ce este rău să trăiești aici? Pieptul mi s-a strâns de indignare deoarece rușinea și dorința de a renunța luptau înăuntru. Probabil prietenii lui resimt aceleași emoții. Cel mai mult în această situație, inevitabilitatea a fost dezamăgitoare. Se simte ca și cum inițial nu li s-a dat nicio opțiune. Ilia a mers până la casa Madinei. Ilia, te rugăm să ne ierți. Am decis să facem glume pe seama ta. Nu ne-am gândit că vei lua totul atât de serios. Intră, îți voi prezice viitorul. Oricum mi-ai plătit deja, a spus Madina. Ilia nu a răspuns nimic, exceptând salutul. El a urcat pe trepte și acum a fost condus nu în bucătărie. Se afla într-o cameră lungă și ciudată, unde toate ferestrele erau acoperite cu pânze negre. Pe masă licăreau două lumânări mari, a căror flacără dansa din cauza curenților de aer. Ea a scos un fel de cupă, i-a cerut să-și pună palmele acolo. Apoi, Madina a aplicat cărțile pe palmele lui, și numai după aceea le-a amestecat. Ilia nu mai credea în nimic. Își împărțea mental banii pentru a face căderea cât mai ușoară. Cu cât trage mai mult, cu atât este numărul de trepte mai mare, despre care vorbea bunica. Madina s-a uitat atent la cărțile de joc, aranjându-le într-un model simetric capricios. Ilia a tratat asta ca pe un joc, doar un divertisment. Ai o persoană lângă tine și ești familiar cu această persoană printr-o strângere de mână directă. Acest om te-a trădat. Nu e primul zi când face asta, dar este rușinat. Se devorează pe sine din interior. Ca a fost de acord. Ar trebui să fi mai precaut. Oamenii disperați sunt uneori mai periculoși decât un urs sălbatic. Ilia a tresărit. Nu a menționat nimic despre visul cu ursul, iar aceste asociații i s-au părut ciudate. S-a uitat cu atenție la ghicitoare. Femeia nu și-a ridicat capul de la masă. A adunat din nou toate cărțile, iar acum se simte ca și cum ar fi fiert în interior. Ilia era gata să jure că ochii vrăjitoarei s-au luminat. Madina, în continuare, nu și-a ridicat capul spre el. Ea a distribuit din nou cărțile, dar într-un alt model. El a urmărit fiecare mișcare a ei, ca și cum ar fi fost vrăjit. Totul se va termina bine pentru tine, Ilia. Dar ar trebui să fii mai precaut cu cei mai apropiați. Și cu noi cunoscuți poți fi mai lărguți. Vor să te ajute. Așa că lasă-i. Dacă crezi că te descurci singur, vei pierde singura ocazie. Nu te poți descurca singur în această situație. O persoană apropiată îți înfige o furculiță în spate, a spus Madina. Ilia a ieșit din casa ei cu o dispoziție complet diferită. Bunicul nu i-a spus nimic, nici prietenilor nu a ales să le spună. Ilie a decis să păstreze acest lucru secret. A doua dimineață nici nu reușise să se trezească, că deja știa că trebuie să plece. Astăzi ar fi trebuit să aibă loc negocieri. Din fericire, avem destul timp. Ar fi trebuit să se întâlnească târziu seara. Ilia va avea timp să ajungă și să se odihnească acasă. Salut, Tasia! Îmi pare rău că am fost așa de aspru cu tine ieri. Dacă vrei să pleci, haide să plecăm acum. Veți asista la negocieri. O să vezi acei oameni. Poate că vei citi documentele mele. Îți voi prezenta mireasa mea. Trebuie doar să stai acolo cu un aer prost, de parcă ești o țărancă. Lasă-i să creadă că sunt mai deștepți decât noi toți la un loc, a spus Ilia. Avem 20 de minute, a întrebat Taisia. Ochii okay, ei au strălucit cumva malefic. Ilie nu a mai pierdut nimic. Era gata să ia un ajutor, să zicem, un străin, ai 40 de minute, după care plec. Bine, mă bucur că ești de acord. Sper că asta va ajuta. Deși tu nu crezi, a întrebat Taisia, Ilia a dat doar din cap negativ. După 40 de minute, deja s-a despărțit de bunica și bunicul și s-a apropiat de casa lui Taisia. A ieșit repede din casă, a intrat în mașină, plină de așteptări. Ilia a înțeles că ea se distrează doar. Nu contează. Cel puțin va ridica starea de spirit a unei persoane. Nu avea nicio speranță în capul lui că Tasia ar putea ajuta în vreun fel. Drumul a fost plictisitor. Nici măcar nu puteai să te bucuri de peisaj. Ploua torențial. În jurul mașinii se putea vedea doar un metru de mediul înconjurător. Ilia s-a poziționat în spatele unui camion imens, păstrând distanța. Să conduci în spatele unui astfel de gigant era mult mai sigur decât să conduci la întâmplare curând, o întreagă serie de mașini s-au aliniat după ei. Sau am simțit că anxietatea lui crește? Nu crezi deloc că ceva va funcționa? Este totul așa de rău? Ori să vinzi, ori să dai faliment? A întrebat Taisia. Nu mai avem altă cale. Dacă am putea să calculăm cine ne trădează, poate ne-am putea redresa mai mult sau mai puțin? Lebedev, chiar și lebede a spus Taisia cu dispreț. Ilia a înțeles imediat că acest nume nu este străin pentru ea. Fata a făcut un gest de nemulțumire. Taisia s-a încruntat. Nu este cel mai bun om de afaceri? Crezi că e greu să scap de el? Este unul dintre aceia care nu-și vor pierde niciodată ocazia, dar dacă demonstrezi că meriți, el se va retrage cu ușurință. Trebuie doar să găsești un mod de a-l educa. Prea târziu, a spus Ilia. S-au oprit în cele din urmă lângă un bloc de apartamente. El a condus-o în apartamentul său. Ea inspectă cu atenție apartamentul. Totul era simplu și confortabil. Fata a răspândit câteva lucruri pentru a-i fi mai ușor să se strângă. Au decis să guste, au comandat mâncare. Trăiești cu o fată? a întrebat ea ieșind din baie. Se pare că Eva a uitat unele dintre lucrurile ei trăia mai înainte. Ne-am despărțit recent, deși sincer era timpul să încheiem această relație. Pur și simplu nu ne-am potrivit. Sunt o persoană calmă și rezervată. Ea este o isterică năzdrăvană. Nu în sens rău. Ea are nevoie doar să se hrănească constant cu emoții, pe care nu îi le puteam da, a spus Ilia. El nu vedea niciun sens în a ascunde ceva. Până la urmă, nu era nimic rușinos sau confidențial în informațiile lui. Tasia a rotit în mâinile ei un spray mic pentru păr, a stropit pe părul ei umed și a ieșit în bucătărie. Ei s-au așezat să cină. Bărbatul era concentrat asupra propriilor gânduri. Am avut și eu recent o despărțire, deși pentru un motiv cu totul diferit. Îți închipui, trăiești cu o persoană și te înșală ani de zile, îi credeam că nu era ca toți ceilalți? Știi, o încredere naivă că ale tău este cu adevărat special. N-aș fi crezut niciodată că ar putea să mă înșele. Atât de loial, de încredere, de îngrijorat și are o mulțime de amante. Aproape. Are o familie pe partea, copilul este deja un an și totul a fost în timp ce ne întâlneam. Iubita lui a venit la mine și mi-a povestit totul. Eram atât de șocată că nu am putut să cred pentru o vreme. L-am rugat să lămurească. Știi ce mi-a spus? Că se simte bine cu mine, dar râde de disperare. Se pare că a dormit cu ea de asemenea din disperare, a spus Aisia. Ea stătea și se uita pe fereastră. Ei își împărtășeau gândurile și percepțiile despre seara care urma. Ilia se uita la ceas din când în când, Timpul devenea treptat din ce în ce mai rapid. Părea de parcă era testat pentru rezistență. Târziu în noapte s-a schimbat. Taisia a ales o rochie de seară, stătea în fața oglinzii și se privea. Părea că este în propriul apartament. Nu trebuia să-și piardă vigilența, trebuia să supravegheze. Când au ajuns la restaurantul mare unde fusese mutată întâlnirea, Taisia se comporta mult mai calm și rezervat. Se comportă pretențios, pretinzând că e doar o naivă de la țară care a prins un bărbat bogat. Și iată o pereche dulce. Mă voi așeza la masa de lângă? A spus Taisia cu un zâmbet. Vino la noi, avem grupul nostru aici, a spus o blondă înaltă și frumoasă. Soția lui Lebedev nu-i se potrivea deloc. Mai degrabă, el nu se apropia nici pe departe de ea. Nu era vorba de bani. Lebedev a început cu soția sa acum mulți ani, când nici măcar nu spera la bani mari. Taisia s-a așezat lângă fete, cu toate acestea, s-a așezat astfel încât să poată vedea întreaga campanie perfect. Ilia era îngrijorat, supărat, avea un fel de expresie afectată. Lebedev, din potrivă, părea mândru și mulțumit de sine. Chiril radea din când în când. Ceva nu era în regulă cu această companie. Când au ajuns Stepan și Artem, conversația a fost greu de identificat. În restaurant era destul de zgomotos, și erau suficiente persoane. Ai doar două opțiuni. Vândeți-ne afacerea și rămâneți cu banii. Asta e prima opțiune. A doua, a apărea ca falimentari în datorii. Ca să înțelegeți, nu se prevede altceva. Nu va veni un Phoenix să vă aducă o grămadă de bani. Am prea multe conexiuni pentru a concura cu mine? Oare nu există o a treia opțiune? Atât de dezamăgiți de noi? A întrebat Stepan. Ștepa avea țestoasele pe maxilar. El abia reușea să își țină dinții împreună, furia se scurgea din el. Dacă i-ar fi lăsat liber, cu siguranță s-ar fi aruncat la acest lebedev cu pumnii. Am avut deja o discuție cu șeful tău. I-am spus lui Ilia, dacă poți rezista, vom încheia un contract de parteneriat cu tine. Dar credeți-mă, am făcut totul pentru a nu puteți rezista. La început erați un taburet cu trei picioare, acum veți fi cu una și poți sta pe un picior, a strigat Stepan. Ești prea încrezător, băiete, a spus Egorov Kiril. A râs, dar, uitându-se la Lebedev, și-a închis gura. Singura persoană serioasă de partea lor era Igor Nikitici. Singura persoană calmă de pe cealaltă parte era Ilia, Artem stătea mai tăcut decât apa, mai jos decât iarba. Nu vorbea prea mult, uneori dădea din cap, dar în general stătea cu ochii în jos pe masă. Văd că ilușa al dumneavoastră s-a adaptat deja. S-a resemnat cu situația, așa să spunem. A schimbat o frumoasă model pe o mireasă de la țară. Egorov a rânjit. Bine să oprim acest circ, a spus Lebedev. Vă dau trei zile de liniște, în aceste zile trebuie să luați o decizie. Aceasta este ultima mea ofertă. Mai departe va fi un dezastru total și distrugerea existenței voastre ca companie. Trebuie să înțelegeți că nu pot să alerg după dumneavoastră pentru totdeauna. Exact trei zile, Ilia. Lebedev s-a ridicat, a mers spre ieșire. Soția s-a agrăbit imediat după el, întinzând mâna, prinzândul de antebraț. Toți au început să plece treptat, Ilia s-a mutat la masa lui Taisia. Au comandat mai mult vin și desert. Am stat împreună în acest restaurant luxos, dar nu aveam despre ce să vorbim. Ilia pierdea acum cel mai prețios lucru, se despărțea de ceea ce nu își putea ierta. Acum ne vom duce acasă și vom dormi bine. Dimineața, cu aproximativ patru ore mai devreme, vom merge la birou când nu este nimeni. Voi examina toate documentele tale și voi vedea ce pot face. Mi se pare că unul dintre cei doi prieteni ai tăi face valuri. O altă povestitoare a spus Ilia rostogolindu-și ochii. Ți dai seama de unde am ieșit noi trei din sărăcie? Înțeleg că vrei să ajuți. Pentru tine, totuși, este o aventură dar eu și doi prieteni am deschis nu doar o afacere, este creația noastră, înțelegi? Am trecut prin foc, apă și țev de cupru. Nimeni dintre noi nu poate fi un trădător. Ilia nu a mai spus nimic. În seara aceea au mers acasă și s-au culcat. Chiar și Ilia, epuizat de ce se întâmplă, a adormit. S-a trezit de dimineață, a făcut un duș, a luat-o pe taisia, și au plecat împreună la muncă. El i-a propus să ia micul dejun împreună, dar Taisia a refuzat. Ea s-a înfundat în hârtii până peste cap. El nu a văzut niciodată pe cineva să verifice cu atâta atenție fiecare linie, să o potrivească cu versiunea electronică, dar poate aici a fost secretul ei. El a părăsit intenționat biroul, l-a închis la cheie pentru a nu intra nimeni, nu se putea ca cineva să suspecteze că se săpa în interior, până când Ilia s-a întors, ochii lui Taisia au ajuns pe frunte. Ți se fură așa de bine și sunt sigură că este cineva dintre prietenii tăi, a spus Taisia. Ea i-a înmânat documentele, Ilia s-a uitat cu atenție și a fost șocat de sumele enorme care pleacă din companie. A fost pur și simplu uluit când a văzut totul. Un lucru era clar. Cineva fura cu adevărat. Dar Ilia era încă sigur că niciunul dintre prietenii lui nu ar fi putut face așa ceva. Asia, ascultă-mă, îți sunt extrem de recunoscător că ai găsit aceste informații, dar te înșeli despre vinovat. Am împărțit un sandwich între noi trei și nu aveam ce să mâncăm. Am vândut tot ce aveam și ne-am deschis propriul business. Nimeni nu credea în noi dar ne-am dezvoltat în acești cinci ani în așa fel încât oricine ar fi invidios. Nici nu-ți poți imagina prin ce am trecut. Am ascultat povești mai lacrimogene ca asta, Ilia. Oricare dintre prietenii tăi ar putea fi o rață de ispită, banii nu schimbă oamenii. Îi permit să fie ei înșiși, a spus Taisia. Nu am vrut să te supăr, nu te-ai supărat. Doar am început, Ilia, în trei zile îți voi dovedi că am dreptate, a spus ea cu un zâmbet mulțumit de sine. Taisia a plecat cu copii ale tuturor documentelor. I-a dat acces aproape la tot. Ilia stătea la masă și nu putea să creadă că îi se dădeau dreptul. Niciunul dintre prietenii lui nu ar fi putut să facă asta. Dar cu cât Ilia se gândea mai mult la asta, cu atât observa mai multe ciudățenii în comportamentul prietenilor săi. Ce se întâmplă dacă chiar a apărut un șoarece, dar de îndată ce i-a imaginat pe prietenii săi în acest rol, s-a condamnat pentru astfel de gânduri. Aceste trei zile au trecut neobservate. Acum se întâlneau deja la birou. Ilia stătea la masă, prietenii lui pe ambele părți. Ar fi trebuit să se ducă la lebede seara. Acum trebuia luată o decizie și când Taisia a intrat brusc, Ilia și-a dat seama că ea a găsit dovezi. Artem, de ce nu se spui povestea ca să nu încep eu această farsă? a întrebat Taisia. Aici Ilia a înțeles totul. Maximov s-a zguduit, a vrut să se ridice și să plece, dar Steopa, îndoire peste masă, l-a prins de mână. Dar Ignațiev l-a suspectat pe Artem de la început – Bărbatul și-a închis ochii și-a aruncat capul înapoi. Ilia a înțeles că acesta se teme de propriile lacrimi. Ilia însuși s-a ridicat, a ieșit pe ușă și a închis-o cu cheia. Taisia a furnizat o tonă întreagă de dovezi că Artem a furat. Da, am furat, doamne, da, a țipat Artem. Pe fața lui matură pentru vârsta lui au apărut lacrimi se pare că era rușinat de el însuși și mai ales de emoțiile sale. Toma, la naiba, suntem o familie sau ce? Ne-am ridicat împreună? Stepan a strigat uimit. Da, știu. Pur și simplu voiam să realizez ceva în această viață, să ajung la un nou nivel, să încep propria afacere, mi-am deschis afacerea, dar am dat faliment atât de repede încât nici nu m-am așteptat. Este rușinos că nu s-a realizat în niciun fel. Am înțeles imediat că am fost doar cu voi, iar voi conduceați afaceri. Am vrut atât de mult să demonstrez că pot. Apoi, apoi a intrat în legătură cu Lebedev, a rezumat Ilia. Nu, nu atât de mult, a exclamat Stepan. Dar Artem doar a dat din cap. Stiopa s-a așezat pe locul lui, își acoperi fața cu mâinile. Taisia a pus încă niște documente care confirmă că Artem a extras informații. Exact, Artem a încheiat tranzacțiile cu clienții permanenți, apoi le-a transmis lui Lebedev. Nimeni nu voia, de fapt, să treacă singur. Totul a fost la ușurință de pe mâna lui Artem. Să spui că Ilia a fost absolut șocat nu spune nimic, dar acum trebuia să ne îngrijorăm doar ca Stepan să nu se arunce asupra prietenului său pentru a se răzbuna cu pumnii. El mi-a propus un acord. Dacă aș scoate toți clienții constanți, el m-ar lua la locul lui de muncă. Sau mă va ajuta să-mi deschid propria afacere, va fi mentor. Atunci am luat o decizie nesăbuită. Dar cu cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât mă consider mai mult un prost. Îmi pare cu adevărat rău, dar nu a existat nicio cale de întoarcere. Ai avut întotdeauna o cale de întoarcere. Să te apropii și să te recunoști, a spus Stepan. El ar fi plătit toate datoriile mele. Nu înțelegi? Datorez niște bani mari. Tuturor și fiecăruia. Doream atât de mult să fiu liber, iar voi, băieți deștepți, ați început de la zero. Stepan, ca o furie sălbatică, s-a năpustit asupra lui Artem, Ilia a reușit să se interpună între ei, dar a primit un lovitura stângă ce în partea laterală, care era destinată pentru Artem. Stepan a încercat din nou, dar Ilia l-a împiedicat să se împrăștie în colțuri diferite. Toată lumea să tacă, a strigat Ilia. Macheev a luat telefonul și l-a sunat pe Lebedev. El i-a spus direct că a găsit un șoarece, că va suna toți clienții săi obișnuiți și le va spune adevărul. A spus că în orice caz va găsi o modalitate de a restabili totul, așa că nu va finaliza tranzacția, nimeni nu va mai scurge informații, deci Lebedev nu va mai avea ocazia să facă probleme. Bine făcut, băiat! Îmi voi ține cuvântul, voi veni mâine să semnez documentele partenere. Și îți voi returna clienții tăi, a spus Lepetev. Ilia a pus telefonul jos tranzacția nu a avut loc. Afacerea a rămas a lor. Ștefan, încă șocat de mohorâția lui Ilia, stătea și se uita la el cu ochii deschiși larg. Apoi a strigat, s-a aruncat să-l îmbrățișeze. Artem stătea, ca un cățeluș care a făcut ravagii, se uita la picioarele sale, zâmbea în mod ciudat, aruncând o privire la prietenii săi. Eva ți-a ajutat să ajungi la hârtii. E de aceea a plecat la tine? a întrebat Ilia. Nu, nu. Ea a suspectat că ceva nu este în regulă. Mi-a cerut să mărturisesc, dar am refuzat. Când a înțeles că era împotriva ta, a fugit destul de repede. Chiar dacă v-ați despărțit, ea încă îți este loială. Așa că nu-ți face griji. Eva nu are nimic de a face cu asta. Cuvintele lui Artem l-au calmat puțin pe Ilia. El l-a rugat pe Stepan să plece, dar acesta a amenințat la sfârșit că se vor întâlni din nou într-o alee întunecată. Artem și Ilia au rămas singuri în birou. Tema nici măcar nu s-a uitat la prietenul său, doar se holba la modelul mesei scumpe. Îmi pare rău, Ilia. Știu, după o asemenea situație, un simplu scuze nu va fi suficient. Mă voi retrage calm din afaceri și nu te voi mai deranja. Îmi pare foarte rău că am acționat atât de groaznic. Sincer, nu m-am așteptat ca totul să se învârtă atât de tare. La început am furat puțin, dar apoi apetitul a crescut. Nu puteam să-mi plătesc datoriile. Apoi sora mea a sunat și a sugerat să mă mut în străinătate. Am fost de acord și am decis că voi face un ultim efort. Apoi voi pleca. Voi pleca un om liber, fără datorii, dar cu o atitudine proastă față de prieteni, da? A întrebat Ilia. Atunci nu m-am gândit la asta. De ce te-ai decis să faci asta? Eram în sărăcie totală și într-un coșmar când am început. După institut, săracii studenți, pur și simplu, au deschis o afacere. Eram ca o echipă, ca frați, a spus Ilia într-o singură respirație. Dar Artiom nu a răspuns la afirmația lui. Doar a dat din cap negativ, a ridicat din umeri într-un fel incomod. Tiuma și-a coborât pur și simplu capul, avea o expresie dezamăgită și supărată. Îți voi plăti datoriile, a spus Ilia. Ce? a întrebat Artem în șoaptă. Îți voi plăti datoriile în întregime. Mâine ne vei da partea ta pentru amândoi cu Stepan, iar poi mâine vei pleca în străinătate la sora ta, a spus Ilia în șoaptă. Artem se uita la el, neputând să-și creadă norocului. Nu vreau să te iert, dar nici să port greutatea cu mine. Înțeleg doar că viața mea continuă. iar tu vei rămâne cu aceste gânduri dezgustătoare până la sfârșitul zilelor tale. Haide să ne strângem mâinile și să ne despărțim de aici, a spus Ilia. Machievi a întins mâna lui Maximov pentru a strânge mâna. Când Ilia a rămas singur, Taisia a intrat în birou. Ea îl privea mușcându-și buza se simte ca și cum ea ar fi de vină pentru tot? Îți voi fi recunoscător până la moarte. Ai salvat afacerea noastră de la fundul abisului cu simpla ta apariție. Nici nu m-aș fi gândit la prietenii mei. Îmi pare rău că am țipat la tine odată din cauza presupunerii tale. Îți mulțumesc foarte mult. Cere ce vrei, a spus Ilia zâmbind pe față. Nu, el a fost extrem de fericit că a reușit să mențină afacerea pe linia de plutire. A fost foarte fericit că poate continua ceea ce face, dar a fost amar realizând că un prieten apropiat pe care îl considera fratele lui era un trădător și un șoarece. Exact tot ce vreau, tot ce vrei, a spus Ilia zâmbind acum mai larg și mai sincer. Atunci ai o întâlnire. Doar cu flori, și un restaurant. Așa cum se cuvine. Deși, știi, sunt de acord și cu un film și cu pizza, Tysia a sugerat râzând: Am înțeles, voi suna, voi rezerva timp. Știi, nu te muta încă din apartament. Ambii au râs în hohote. Dar nimeni nu a acordat importanța acestui lucru. Cu toate acestea, după prima întâlnire, nu s-au separat, într-adevăr. Au început să trăiască împreună, iubindu-se în câteva zile se simte ca și cum aștepta unul pe celălalt tot acest timp. Ca și cum ar fi trăit suflet în suflet. Schimbările de afaceri au avut loc în câteva zile, Lebede va semnat într-adevăr un contract de parteneriat. A vorbit aproape patru ore separat cu Ilia despre cum se poate colabora și a cerut scuze pentru comportamentul său și a menționat că destinul l-a pedepsit deja pentru asta. Ilia nu avea idee despre ce s-a întâmplat în viața lui Lebedev, dar nici nu voia să intre în detalii. Timpul a fost puțin întârziat. Cu puțin mai târziu decât era stabilit, Artem a semnat documentele. Ilia a respectat cuvântul și a plătit toate datoriile lui. În timp ce își lua la revedere de la foștii săi prieteni, Artiom era pe punctul de a se răsfăța în mulțumiri. Se pare că Stiopa încă nu voia să vorbească cu el. Ilia credea că dacă nu s-au bătut, atunci acest lucru poate fi considerat o reconciliere reușită. Din câte știa Ilia, Artem a plecat o săptămână după această discuție. De altfel, tânărul a deschis o mică afacere în străinătate și a condus-o destul de bine. A planificat să economisească bani și să-i dea tot ce a plătit pentru datoriile lui Ilia. Ilia și Stepan încă conduceau afacerea care era în creștere, dar amândoi au început să caute înlocuitori pentru locurile lor pentru a veni la birou de câteva ori pe săptămână. Destul de repede s-au retras din afaceri, verificând doar ceea ce este necesar. Taisia a rămas economistă în companie, verificând fiecare document în detaliu pentru a evita greșelile. Ilia și Taisia s-au mutat în casa lui din sat, Bunica și bunicul erau fericiți că totul a mers bine pentru nepotul lor. Mai multă bucurie a provocat faptul că, în sfârșit, s-a întors în sat. Doar ocazional mergea acum în oraș să viziteze biroul. Tasia și Ilia s-au căsătorit la aproximativ jumătate de an după prima lor întâlnire. Bunica a strălucit cel mai mult la nuntă, ea a felicitat cuplul de tineri, era extrem de fericită pentru nepotul ei și pentru faptul că acum era înrudită cu vecina ei, însuși Ilia, uitându-se înapoi, a fost fericit cu o rezoluție favorabilă a situației. Dar asta l-a învățat că ar trebui întotdeauna să verifice totul legat de afaceri și bani. Dar dacă ar fi trebuit să parcurgă toată această cale din nou, pentru fericirea de astăzi, ar fi fost de acord, fără să ezite.